Doamnelor și domnilor, să o primim cu aplauze puternice pe Luana Caires! De ce fac ca un animal? Carnavalesc. Trebuie să fie ceva în neregulă. Crezi că urmează să se întâmple ceva? Altceva decât asta? Eu zic că se va întâmpla ceva, n-are cum. Teatrul de revistă Constantin Tănase prezintă Varietăți 87. Teatru Fantazio. Da, tu știi mai bine, da. Deci mă aștept să apară Arșinel acum. Deci când auzi că vine cu perele alea și cu lui, zic bine, Arșinel. Pac, ne face o... Acum urmează să întâmple ceva, acum. Ți-am zis? E bine. Nu cred. Și s-a produs o înălțare. O ridicare la cer de păr. Păi, eu n-am mai văzut așa ceva, vă zic de acum. N-am văzut niciodată, nu știam că se poate așa ceva. Wow! Așa da, mă! S-a făcut pielea de găină, jur. Era fascinant și în același timp era și amuzant, pentru că cum să nu fie amuzant când vezi un om prins de moț? Știi? Era, deși extrem de artistic și de studiat și de muncit și de sacrificat fire de păr. Ce faci, mă? Nu știu, frate, tu nu vezi? Băi! Show de varietăți, bă! E momentul tău! Nu! Vino, mă, încoace, bă! Vino, mă! Oh!